Aceasta este a patra misiune internațională a scorpionilor negri și ultima în Afganistan. Ei se alătură acum celor 100 de scorpioni roșii care au plecat pe 1 decembrie în Kandahar, cu misiunea de a apăra aeroportul militar de aici, dar și de a sprijini autoritățile locale afgane în procesul de reconstrucție și reintegrare post-conflict. În 2014, România încheie seria misiunilor militare din Afganistan, începute în urmă cu 12 ani de scorpionii roșii din Craiova. De altfel, tot militarii din bănie sunt și cei care pun punct participării țării noastre în cel mai fierbinte teatru de operațiuni militare internaționale. Scorpionii negri vor reveni în țară în luna august.